democrației. V-ați rugat din suflet și pe alte teme să fiți la fel de exact. Altfel, suntem mă țin acum să calific în ce hal ne comportăm toți. Încă o dată, să nu mă înțelegeți ce spun. Tot respectul pentru presă, unde nu mai există libera exprimare, ne-a dracu' pe toți. Dar să fim aplicați pe teme clare de discuție și nu pe faptul că au venit ciule, au pierdut-o cu ocazie să tacă sau să o spună altfel, dar mi se pare că fenomenul a fost mult prea mult mediatizat, pentru că inadmisibil din capul locului, orice om întreg la cap, nu poți să-i tai colțul de bocană, pare rău. Dar să găsesc metodica, dar s-o dat mult prea mult, nu știu de unde, că nu a fost ideea lui. N-are omul, n-are cunoștință colegului de așa. Cineva, probabil tot în umabilitate, nu știu din ce zona medicinii veterinare, a fi dat ideea. Prostă, fără comentarii lui. Dar sunt teme care merită discutate. Deranjează animalele, haideți să venim de la consilier până la presă să discutăm alt sau alte grupuri de persoane care